deja ți-a făcut. Vai. Au ce caut aici? Ce ați făcut, mă? Ce bine ai puterea, dragostei, dar ce visezi, dă puterea ei. Vei avea tot, totul e doar să vei, prin puterea. Filip vrea să scape de tine de când ne-am uitat eu în casă, draga mea. Vrea să-mi dea mesaje, doar că știa că eu am gura spartă și vine și spune în emisiune, da. Dacă era așa de specială, m-a abandonat pe mine în momentul în care ai intrat tu. Ai pășit tu treptele astea. No. Că situația e disperat, însă când... Bianca se apropie de Ligi, ce faci? Dau cu spray pentru gonci. Pentru ce? Gonci? Pentru gonci! Vai! La mine nu o să funcționeze. N-am voie de bondari pe lângă mine. Ai fost afară, nașule, pe tot bără dimineața! Bună dimineața, bună dimineața, dragoste! Bună dimineața, bună dimineața! Dar unde ai fost? Ce faci, iubită? Telefon. Bine, tu ce faci? Telefon. La telefon? A, ia uzi că a fost la telefon. Unde ai fost? Ți-o scris cine? Ai primit un mesaj special, Marius? Am vrut să zic. Ai primit un mesaj special și ai ieșit afară, să nu cumva să te vadă din ceva colț. Da. Bună dimineața! Dimineața! Ce ai făcut, mă? Ai avut o treabă. Mi s-a făcut rău. Bă, Livian, dar e mai urât asta ce ai spus. Dacă eram singură, nu mă interesa. Dar am iubit cer foarte urât, mi-ai pus într-o lumină foarte proastă. N-ați venit să mă întrebați cum te simți psihic, vorbind, că e o traumă psihică. Eu nu te-am întrebat. Cum te simți? Și de ce nu trebuie să vorbești cu Andreea și trebuie să vorbești cu ela? Nu-ți convine când îți spun lucrurile în față, dar am dreptate, Ligi. Nu vorbesc pe la spate, că sunt prietenă. Mă duceam în baie, îmi dădeam drumul la duș și plângeam, ok? Și de ce nu mi-ai spus? Păi da, eu zi vină, Ligi. Nu ești de vină. Nu vorbești cum vrei tu, ai înțeles? Păi nu spui tu mie să taci, înțelegi? Că tu mereu mă înjuri pe mine. Când am cerat ultima dată pentru Livian, mi-am mai făcut de toate felurile, Bianca. De ce mi-ai fost? Că mi-a trecut, că am suflet. Da. Vreau să am și eu intimitatea mea, vreau să stau singură, să mă stau liniștită, să zic că ea ce vorbesc eu cu Filip nu mai vreau, pentru că mai am încredere și chiar mi-e frică, simt. Dacă nu ar fi existat Berna și Andreea Pirui, voi ați fost mult mai apropiate? E probabil. Și tu ești, ce-i cu tine? Nimica nu-i cu mine, păi normal că plâng. Normal că plâng. Dar cum poți să-mi spui mie că eu te-am judecat? Eu cred că ai capacitate să înțelegi ce-ți spun, văd că nu o ai. Și eu vreau să cred că tu ai. Nu înțelegi ce vrei mai să spunem. Aveți voi, bine. Fi sinceră până la capăt, că deja mă disper foarte tare. Și arpe că să vedea bine pe lângă tine. Lucru care nu le-am spus. Ce-ai făcut, mă? S-a uitat Filipul rup pe mine. Băi, Renat. Da. Eu, nu știu, eu cred că tu ai ceva cu mine, nu știu, pe bune. Am spus în spate
Adică când am ieșit din emisiune, am vorbit puțin și a spus că îmi pare rău că am făcut glumele cu tine. Îmi pare rău că... Chiar îmi pare rău. Nici nu trebuia să te... Nu știu. Nici măcar nu trebuia să te sun, să glumim aseară. Eu cu ai luat-o cu prea Ramona, personal. Ai luat-o de exact. Fapt, nu, tu, că Livian s-o enerva mai tare. Ca nu știu, eu am nu făcut, noi am vrut să facem niște glume, asta am vorbit și cu Ramona, că nu o să mai sunăm deloc. Mai tare ca și el. Nu m-am supărat, m-am supărat, adică am luat-o aiurea cum mi s-o părut mie că l-o tratat după ce mi-a zis el, dar m-am enervat, dacă poți numi enervat, atitudinea lor când am vrut să discut cu ele. Da, dar noi, ascultă-mă, noi n-am vrut să discutăm și eu i-am făcut bine, cu Ramonei, ca să zică la fel, pentru că noi știam că noi am glumit. E bine, și dacă voi știați că ați glumit... S-a părut că el vă ia prea tare, nu? Exact. Că ce? El era prea tare și el e... Deloc, a pus-o... Da, da, nu, că nu, ai luat-o puțin, stai un pic, că nu ai... Nu, a pus o simplă întrebare, dacă te luam tare, nu avea atitudinea aia așa mai... Nu. Zâmbitoare, vrei un castravet, vrei ăsta. Pe mine asta m-a deranjat și de aia atunci am plusat. Dar până atunci eu chiar v-am întrebat frumos. Da. Și eu vreau să îndrept ceva. Vreau să închei subiectul. Voi am zis nu-mi place minciuna. Vreau să spun adio. Dacă el a înțeles greșit toată situația. Pentru că mai lovi. Eu vreau să îndrept aici ceva. Imagine orgoliu, nu te poți ierta. M-auziți? Da, te auzim. Vreau să îndrept așa, că subiectul n-am deschis eu și pentru asta nu o să deschideam eu, dacă se deschidea o să vorbeam și s-o deschis, am vorbit. Pe episodul cu doar cum oricum îl deschide. Eu nu sunt supărat, numai că sunt numai la când am vorbit pe grup noi între noi, nu sunt supărat. Sunt supărat numai că ce a spus ieri în emisiune, că nu că Diana a spus că nu m-a băgat, nu m-a băgat în seamă, dar eu am băgat. Și nu că am bine, spus... Renat, bine, m-ai băgat în seamă. Da, nu, okay, așa? Nu ne-a deranjat. M-ai băgat că... în seamă. Emisiune, eu vorbesc acum din emisiune. Nu că am vorbit noi seara pe grup sau... Aia nu e nicio problemă. Eu... Ce? Nu e ceva de supărare aici. Numai că... Păi, da, dar... Na, că ai venit în emisiune și altcineva a sărit în apărarea ta. Nu înțeleg de ce. Tu trebuie să explici, de ce într-o chestie atât s-a numele pe care le-am avut noi... Treaba... În cauza reacției voastre când am pus întrebarea asupra chestiei alea atâta... S-a făcut atâta. Da. De aia s-a făcut atâta. Da, nu înțeleg. Mi s-a părut că puțin s-a exagerat și că noi am glumit. Deci noi chiar am glumit și aseară și acum la fel în emisiune. Și s-a văzut că noi chiar am glumit foarte mult cu... Ce, nu știu cum s-a văzut ieri în emisiune, fiindcă nimeni nu și-a dat seama că ați glumit. Da. Poate ne-am trezit noi mai prost. Nici voi nu v-ați dat seama, fetelor, că am făcut o glumă? Aici vă zic eu că nimeni nu și-o dat seama. Fii ceva, Livia, noi am făcut o glumă, dar după au intervenit fetele cu alt subiect și da, așa a rămas subiectul așa. Nu știu, așa. Eu vă zic că aici cel puțin am discutat după și nimeni nu știu că e glumă. Ok. Da. Livian spune ceva, Diana spune că tratați-o ca vrei castravete, nu că roșie, nu că fată gică, nu că... Nu mă, dar știi cum a fost faza? Ele știau că au glumit. Exact. Tu știai că au glumit, da, dar tu exact. Nouă ne-ai povestit-o serios. Exact. Noi, a făcut. Iar dreptat, Livian a intervenit. Livian știu ce vrea să spună Livian, pentru că tu nouă ne-ai dat-o ca și cum ele n-au glumit. El a făcut ca și... Dar tu erai conștient că ele au glumit? Ca și cu faza pe Bricu. Acum greșit. El oare cum el n-are nicio vină? Pentru că tu ai dat-o serios aici. De-aia a discutat subiectul serios. Era tot era Cătărin, că eu m-am supărat numai în emisiune că Diana a întors toate cuvintele. Mă, el a sară, nu era supărat subiectul. Că știa voi că Cătărin că cineva să mă sune să gândească 10 ori. Iar să-l sun pe Renat sau să nu-l sun. Voi așa faceți. Voi acum faceți de rău. Și eu la asta mă nervez. Nu ce că voi m-a sunat pe mine că a, de ce m-a sunat Ramona sau Diana? Dar am făcut o glumă cu ce facem rău, că nu înțeleg. Uite, nu înțelegeți. Sunați-mă când vreți voi, nu este problemă. Ce, eu? Da? Ești, dar lăsați-l să zică, băi, Feli. Bine. Spune, Renat. Bine, nu mă băgați în seamnă. Spune. Da? Și gata. Spune. Gata, am spus. Cine m-a ascultat, m-a ascultat. Cine nu m-a ascultat, m-a ascultat. Nu trebuie să spun eu de 10 ori sau de 100 de ori. Păi aici în casă trebuie să spui până se înțelege. Au vorbit, eu când am vorbit, au vorbit. Nu, gata. Nu, dar fratelor, chiar cu tătii că se exprimă mai greu, adică chiar dacă... Nu, se exprimă mai greu, hai să lăsăm să... Acolo, da, asta am zis, hai de subiectul bine. Aduce... Ramona cu Diana, acum subiectul aduce că lumea gând... Mă sună pe mine? Stai să lăsăm pe Renat, dacă lăsăm așa să întâmplă. Nu, sunați-mă gând vreți voi, da? În emisiune să nu schimbați cuvintele, asta spun. Și cine a că se înțelege stați puțin. Mi se pare că acum mă înțeleg foarte bine. Nu? Da. Mulțumesc. Asta am vrut să spun. Și cine a schimbat cuvintele?
Voi au zis că oh. Noi, eu. Păi cu ce ar fi dat cuvintele? Cu ce? Face ca mine. Oh. Deci ieri... Oh. Renat! Acum mă înțelegi? Mamă! Renat, mă asculți? Da. Mamă! Deci, ele aseară erau pe Caterincă. Astăzi au dat-o serios și au schimbat câteva vorbe și de-aia te-ai supărat. Un pic. Poate l-a supărat că a zis că e fals sau ceva de sau ce ți-a zis? Da, chiar cuvinte, acum nu-mi țin minte, dar era falsă și ce au schimbat cuvinte schimbate. Renat, ele aseară au înțeles de ce tu ai închis telefonul și azi au venit cu povestea că ele nu au înțeles că tu le-ai închis telefonul în nas. Așa? Păi ne-a închis în nas. Așa înțeles. Așa, asta vrei să spui tu. Cel mai puțin de 5 ore țin minte că am spus că o să asta închid, uite, că am treabă, o să fac ceantă, da, nu știu da, ce. Da, dar tot la Caterina. Deci, fetelor, voi aseară ați înțeles ce am spus cel mai puțin. Astăzi ați adus-o ca și cum că el e nesimțit. Cel mai puțin. Eu spun așa. Păi dacă era să-l fac nesimțit, eu-l făceam în față. Stai să-ți explic. Fetelor, băi, dar nu înțeleg. Eu spun că o să închid. El a vrut să dea în serios. Eu spun că o să închid, am treabă, că o să fac ceantă. Ah, dar ce mai faci? Nu, eu să închid. Păi chiar la Caterinca, băi, frate. O să închid, dar ce nu mă trec cu ziua? Fetelor, eu trebuie să închid, am treabă. Nu mă ascultați, după aia am număr 5, 4, 3, 2, 1 și am. Auzi, Cințe, dacă nu-ți plăcea, nu să te iei de vorbă cu noi. Lasă că ți-a plăcut cu noi pe cameră, că arătai numai mușchi, numai aia. Stați puțin, acum... Aici nu mai știi ce mai faci. Dacă vorbim de psihologie, dacă nu ne plăcea, sau dacă nu mă supăram, era ceva de supără, nu rămâneam jumate de oră. Acum... Renat, eu te-am înțeles, tu spuneai, fetelor, am puțină treabă și ziceam, a, și ce mai faci, ce ai mai făcut? Fetelor, da, trebuie să mă pregătesc. Ultima dată vreau să te mă, Renat, dar ai tu, chiar am vorbit. Te-ai închis. Le-a arătat. Bine, nu mai vorbim, nu mai vreau să vorbim. Atenție, dați. Ligi, cum ești? Ești bine? Sunt bine, da, mulțumesc. Îl bagi la follow? O să... Ați vorbit, Ligi, Bianca? A vorbit. Nu. Nu, n-am vorbit. Cum nu, că mi-a zis că... N-am vorbit. Dacă n-am vorbit. Biruia! Cu mine, credeam, dacă te referi la mine. Dacă no, Biruia, am vorbit, dacă să-i vorbi. Credeam că te referi la mine. N-am vorbit, trebuia atâta tiber, Raulea, cât din fața mea. Păi, domnule, aici multe n-am luat. Păi, capătă-o. Erai afară când i-a zis de s-a supărat Ligii de azi. Scoateți-mă din cadru că nu vorbesc. S-a supărat Ligii și a zis că s-a deschis în fața lui Bianca și Bianca la fel în fața ei. Și a zis că eu m-am deschis în fața ta înaintea prietenilor mele, că am simțit nevoia să fiu lângă ea. Lasă că și eu o să spun, Bianca. A vorbit aici în casă, n-a vorbit afară. Să-l păstrezi bine, tipa, ce-i cu faza aia? Cum îi spui tu, secretul? Eu m-am zis că să fii cele mai bune prietene, Pirui și Bernă. Ia, o spus în emisiune. Nu o zis așa. Când abia nu mă mai zis că ne suferită. Nu e adevărat. Ba da, vorbele tale. Nu e adevărat. Păi da, eu am spus în emisiune. Da, v-a zis cum ar veni că deja... Că nu mă mai suportă, așa ai spus în emisiune. Că vorbești prea mult. Că prea mult unul deranjează, adică că vorbeai mult. Nu e adevărat. Ai zis că nu mă mai... Stai puțin, așa a spus, Andrei, o să caut emisiunea și o să ți-o tu. Eu nu-i fac apocret pe azi, eu o contrazic să vadă că minte. Păi cum, stai un pic, eu am zis că... De două ori a adus mult. Câteodată, ți-am spus? Eu somn, Doamne iartă, nu mai fi mută. Las că și eu urlu. Și eu urlu, fiecare are defecte, nu zic asta, adică de ce vorbești. Dar câteodată vorbești prea mult pe un subiectul ălălăi, că vrei să explici tuturor. Așa zi-o mai explicit. Ok, bun. Și eu ți-am spus și în emisiune. Dar nu ți-am spus, bă, e foarte suferită Berna, nu mai suport, pe ce să mă fac cu ea. Eu așa ceva nu i-am spus. Nu mă mai suport, așa o zis ea. Și acum vine și o zice altfel. Dar o să caut emisiunea și o să o duc mâine. Am fine, hai să schimbăm subiectul. Bun, deci nu e așa. Deci tu îi spui Bianca... Cum nu e așa? Dacă eu spun că e așa, dacă e așa... Ea a zis că nu e așa, că nu i-a spus așa. Atunci ce mai se lase de mințit. Ce mai contează? Păi contează, că le face pe altele minciuni. Bine, stai puțin, că te-ai mai dus-o, te-ai mai spus asta odată în emisie și o zis că nu o zis. Păi tu... Vrei să-ți aduc emisiunea să-i auzi vorbele? Cum, și-o ce-am spus? E vina ei că le întoarce ca la bune. Bun, dar noi le-am mai vorbit asta. Ne întorc când vreau eu și când vreau eu nouă. Nu mă un pic, Berna. Acum, tu de ce vii să mai aduci încă o dată subiectul? Că nu ai ce să-mi răspunzi? Păi mi le dai așa cu Bianca, că eu de ce m-am deschis? Păi dacă am simțit, era o traumă... Păi îi spui lucruri. Da, mi-era recentă trauma și simțeam nevoia să vorbesc cu cineva. Păi de ce nu mai luat pe mine? Așa s-a nimerit, frate, când ai, când ai o chestie pe suflet, nu-i dictez când ăsta, unde te simți, uite când o fost și Ela. O, ce bine pare să da. Cu Bianca, bravo Bianca. Așa, lasă să vezi că nu-i ceea ce crezi tu. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați, subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici, pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.